Salutare, dragii mei! Astăzi vreau să pregătesc o sălățică din petișoare de crab, foarte și foarte gustoasă. Tot de ce aveți nevoie este petișoare de crab, maioneză, porumb, ouă, castraveți și cașcaval. Ouăle se vor fierbe vreo 7-8 minute ca să fie foarte, foarte tari. Între timp, voi tăia petișoarele de crab cu bulețe. După ce am tăiat crabii, la fel facem și cu castraveții. Am tăiat și ouăle cu bulețe. Le punem aici în salată. Punem porumbul, cașcavalul, punem sare, piper. Maioneza. Amestecăm bine. Sălățica este gata, o putem pune la frigider pentru 10-15 minute, nu mai mult, și poate fi servit. Puteți pune și în bărcuțe și în bucăți mai mici de pâine. Decorăm cu frunze de pătrunjel. Și le servim. Ce pot să vă spun? Superbă! Să aveți poftă!